Festivalul internațional de stradă intitulat Art District s-a desfășurat în weekend în municipiul Constanța. Cei prezenți la eveniment au putut vedea cele mai spectaculoase trupe de teatru de stradă de pe bătrânul continent, care joacă în fiecare an în marile orașe ale Europei și care acum au poposit la Constanța. Întreaga zonă veche a Constanței a devenit la propriu o mare scenă de teatru. Trupele, spectacolele și happening-urile, creând o artă culturală, artistică și iudaică a Constanței, în premieră pentru municipiul de la Malul Mării. E o inițiativă bună și mă bucur că în sfârșit se întâmplă și la noi lucruri plăcute. Care personaje v-au plăcut? Maimuțica era foarte drăguță și... Și zebra. Și... Zebra, da, zebra. Erau drăguțe. Primele personajele. Absolut minunată, în special pentru copii, este o bucurie enormă. Ne-am bucurat să vedem cât mai des astfel de spectacole la noi. Ai văzut personajele? Da, sunt foarte frumoase. Care dintre ele ți-au plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut animalele alea mari. Uh-huh. Cele care erau înalte, foarte înalte, zebra. Ciorange? Da, zebra, maimuțoiul ăla, cimpanzeu. Nu, din contră, mie mi-a plăcut foarte tare. Cum vi se pare ideea aceasta de paradă pe stradă? Foarte bună, interesantă, mai ales că adună multă lume. Diversitate culturală. Mi se pare ceva deosebit. Toată lumea are acces la așa ceva. Nu mulți își permit să plătească bilet. Și e ceva pentru noi, pentru constanțeni. Nu e în mod special pentru turiști. Festivalul internațional de stradă Art District 2017 a fost realizat de Fundația Umanitară Clopot cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.